Președintele Comisiei Juridice din Senatul României s-a aflat în centrul unui conflict la un eveniment privat. Liberalul Cristian Țăgărlaș a fost doborât din doi pumni la pământ de un alt bărbat cu care s-a luat la bătaie în mijlocul petrecerii. Incident deosebit la o sală de evenimente de lângă Baia Mare. Senatorul Țegârlaș a fost făcut în ocaut la un eveniment privat. Senatorul liberal s-ar fi luat de soția unui invitat la eveniment, iar după un conflict verbal soțul femeii i-ar fi aplicat doi pumni, lăsându-l pe senator la pământ. Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se poate observa întreg momentul care a stricat petrecerea invitaților. Evenimentul s-a desfășurat la un local din apropierea municipiului Baia Mare, fiind botezul unui om de partid al liberalilor. Potrivit presei locale, la Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș nu a fost depusă nicio plângere în urma acestui incident. Țăgârlaș Cristian este senator român ales în 2020 din partea PNL. În paralel, acesta activează și ca avocat în propriul său cabinet de avocatură din zona Maramureșului. Înainte de a deveni parlamentar, a fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.